A trecut exact un an de când tu, eu, noi am acceptat să trăim vieți controlate. N-am putut să-mi văd fica. Am învățat răbdare. I-am dat statului puterea să cumpere la ce preț vrea orice consideră achiziție de urgență. Acest cost îl vom plăti și peste 15 ani. Oreca acum este jucăria statului. Dezamăgiți, frustrați și obosiți. Educația dorită pentru copilul tău s-a făcut târâș pe internet. La religie nu înțelegeam nimic, dar tot aveam teme. Pentru cultură este un dezastru. Viața i-a lovit cu colțul cel mai tare. Un an în care șefii de state s-au împărțit în lideri și impostori. Benjamin Netanyahu a făcut ceea ce trebuia să facă un lider adevărat. Ne-am transformat din oameni obișnuiți în supraviețuitori. Tot ce știam era că trebuie să mă întorc acasă, să rămân viu. Cum facem să ne luăm libertatea înapoi? Singurul lucru sigur este că astăzi ești în viață, după un an cum n-a mai fost altul. Tu, clar, ești un învingător.